Am mers 6 ore cu trenul de la sat la oraș, ca să îi pot face o surpriză fiului meu de ziua lui. Dar când am ajuns la el, lui îi era rușine cu mine. Când eram mai tânără, medicul mi-a spus că nu pot avea copii. Dar împreună cu soțul meu am adoptat un copil orfan. L-am crescut cu multă dragoste și i-am dat totul. După ce soțul meu a murit, mă descurcam tot mai rău cu banii și cu nevoile copilului pe care îl adoptasem. Toate rudele și toți cunoscuții mi-au spus să renunț la el și să-l dau în grija statului, dar eu nu am putut. Mi-am mai luat un loc de muncă să pot face față cheltuielilor și l-am crescut pe fiul meu așa cum am știut eu mai bine. După ce a terminat liceul, l-am înscris la facultate și a devenit avocat și mă mândream cu băiatul meu care devenise un avocat foarte renumit. Cum se apropia ziua fiului meu, m-am gândit să-i fac o mare surpriză. El se mutase de mult din satul în care locuia alături de mine, într-un oraș mare, unde profesa ca și avocat. M-am trezit încă de dimineață, m-am dus la gară, mi-am luat bilet și apoi m-am urcat în tren. Nici nu știu de când nu am mai simțit o astfel de bucurie. Mă duceam la fiul meu să-i spun, la mulți ani de ziua lui. Eram sigură că va fi foarte bucuros când mă va vedea. După 6 ore de mers cu trenul, am coborât în gară. Am luat un taxi, așa cum fac oamenii de la oraș, apoi am ajuns în fața clădirii în care fiul meu lucra ca și avocat. Era o clădire foarte mare, iar inima mi s-a umplut de bucurie să văd că fiul meu, care cândva era orfan, acum este un om atât de important, într-o clădire atât de mare. Am intrat pe acea ușă și am mers tot înainte. Nu am reușit să iau liftul pentru că nu prea înțelegeam cum funcționează, dar cu picioarele mele bătrâne și dureroase, am pornit pe scări până la etajul 6. Chiar dacă erau multe scări, parcă deveneau tot mai ușor de urcat când mă gândeam ce bucurie mare îi voi face fiului meu. Când am ajuns la etajul 6, am putut vedea o cameră mare de sticlă. Era biroul fiului meu. Înăuntru era fiul meu împreună cu mai mulți colegi și colege. Pe masă era un tort. Cred că sărbătoreau deja. M-am bucurat tare mult. Fiul meu era sărbătorit de atâția oameni importanți. Eram mândră de el. Când fiul meu și-a ridicat privirea și m-a văzut, eu i-am făcut cu mâna. Dar el nu a ieșit din birou. În schimb, a scos telefonul și a sunat pe cineva. În scurt timp, un domn de la pază a venit și voia să mă dea afară. Dar atunci i-am spus: domnule, stați puțin că faceți o mare greșeală. Fiul meu este acela pe care îl vedeți în biroul de sticlă și sigur nu va fi prea încântat când va afla că m-ați scos afară. Atunci i-am spus paznicului: lăsați-mă să intru la el doar un minut. Apoi am mers repede spre biroul fiului meu, dar paznicul nu mă scapa deloc din ochi. Mergea și el lângă mine. Am deschis ușa și i-a spus fiului meu: bună, dragul mamei, poți ieși doar 2 minute? Atunci fiul meu s-a uitat la mine și apoi i-a spus paznicului: nu o cunosc pe femeia asta. Nu înțeleg de ce îmi spune fiule. Vă rog să o dați afară. Când am auzit, nu îmi venea să cred. Fiul meu pusese paznicul să mă dea afară. Atunci am înțeles că fiului meu îi era rușine cu mine. Paznicul m-a dat afară și am rămas plângând în fața acelei clădiri mari. L-am crescut pe acest băiat ca și cum a fost propriul meu fiu. De multe ori mă culcam flămândă deoarece îi dădeam lui porția mea. Apoi l-am ținut la cele mai bune școli, iar lui îi era rușine cu mine. Nu am plecat. L-am așteptat pe fiul meu să iasă. Însă când a ieșit, nu era singur. Era însoțit de un alt coleg de muncă. Atunci am încercat să vorbesc din nou cu fiul meu, dar el mi-a spus de față cu acel coleg al lui că nu mă cunoaște și că va chema poliția dacă voi continua să mai merg după el. Aveam lacrimi în ochi și amărăciune în inimă, dar am continuat să merg după fiul meu. Când acel coleg l-a salutat și apoi a plecat într-o altă direcție, fiul meu s-a oprit și a venit la mine. Atunci mi-a spus: mamă, de ce ai venit la mine? Nu vezi cum arăți și cum ești îmbrăcată? Vrei să mă faci de râs? Asta îți dorești? Atunci i-am spus: dar cum adică te fac de râs, dragul mamei? Cum arăt și ce au hainele mele? Sunt haine de om de la țară, mamă. Le ai de 100 de ani
și mai porți și batic. Îți iau bilet să te duci înapoi acasă. Nu poți sta aici. Atunci, printre lacrimi, i-am spus fiului meu. Am mers 6 ore cu trenul și am urcat treptele de la 6 etaje cu picioarele mele bătrâne să îți urez la mulți ani. Iar ție îți este rușine cu faptul că sunt o femeie de la țară, cu haine simple și cu batic. Îmi pare rău, dragul mamei, că nu are mama haine mai bune. Dar niciodată nu m-au interesat hainele mele, ci hainele tale și educația ta. Preferam ca eu să nu am nimic, doar ca tu să ai totul. Poate că ai reușit să fii, dragul meu, un om de succes, dar ți-ai pierdut respectul față de mâinile care te-au crescut. Iar asta este trist. Foarte trist. Am plecat cu lacrimi amare de la fiul meu și am ajuns acasă. Din acea clipă, fiul meu nu mi-a mai dat niciodată nici măcar un telefon să mă întrebe ce fac. Este trist, dar cred că mulți bătrâni sunt în situația mea. Crești copii, iar la bătrânețe ei uită de mâinile care i-au crescut. Morala poveștii. Această povestioară are o morală frumoasă pentru toți tinerii. Nu uitați niciodată mâinile care v-au crescut. Nu uitați niciodată tot efortul și toate sacrificiile pe care părinții voștri le-au făcut pentru a vă face oameni mari. Dacă ai ajuns până la finalul poveștii, lasă o inimă în comentarii și asigură-te că ne urmărești.